Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știrile prânzului. Arest preventiv pentru șoferița băută care a ucis 4 muncitori în Iași. Femeia a fost reținută în timp ce se afla la mol, iar magistrații au decis să o trimită după gratii timp de 30 de zile. Între timp, unul dintre ceilalți 3 bărbați loviți de femeie se află în stare gravă la spital și are nevoie urgentă de sânge. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Obișnuiesc să conduci sub o influență alcoolului? Regret că ai omorât atâția oameni. De ce n-ai răspuns ieri când te-au sunat polițiștii? Șoferița care a ucis 4 muncitori în cartierul Păcurari din Iași și a băgat în spital, alți 3 a fost arestată. Agenții care au reținut-o inițial pentru 24 de ore au ridicat-o pe femeie de la terasa unui mall din oraș. Apoi au dus-o la judecătoria din Iași. Femeia reținută a fost prezentată cu propuneri legale parchetului de pe lângă judecătoria Iași și judecătoriei Iași. Instanța a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile, au transmis reprezentanții IPJ Iași. În timp ce șoferița petrecea la o terasă din Iași, ceilalți 3 muncitori pe care i-a lovit se zbăteau pentru viața lor. Unul dintre bărbați este internat în stare gravă la ATI și are nevoie urgentă de sânge. Este internat în continuare la anestezie, terapie intensivă. Urmează o reevaluare pentru o posibilă leziune hepatică decelată intraoperator. Va mai trebui operat de ortopedie pentru fractură de braț. S-au mobilizat colegii lui pentru donarea de sânge, dar mai ales în continuare nevoie de sânge intraoperator. Este binevenită și dorită orice donare de sânge, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon, dr. Diana Cimpăieșu. În seara de joi spre vineri, șoferița aflată la volanul unui Alfa Romeo a pierdut controlul volanului într-o curbă, a lovit o clădire, apoi a intrat în plin într-o mașină staționată lângă care se aflau 7 muncitori. 4 dintre aceștia și-au pierdut viața pe loc. Datele de până acum arată că muncitorii respectaseră toate măsurile ca să fie văzuți de la distanță și să fie evitat un astfel de incident. Lucrarea a fost semnalizată, a avut barieră, a avut popice. Popicile au fost pulberate. Muncitorii aveau veste avertizoare. Mașina era cu lumini de avarie și girofar. Spune Cristian Bărâzu, directorul firmei unde lucrau bărbații. Femeia nu i-a văzut însă pe bărbații din cauza băuturii. Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de 0,42 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Marturii susțin că femeia conducea cu viteză mare într-un stil haotic, iar la un moment dat ar fi făcut chiar drifturi. Iar în urma incidentului, specialiștii propun pedepse mai mari pentru șoferi, astfel încât ei să fie descurajați să comită ilegalități cât timp se află la volan. Discutăm despre acest subiect cu Titi Aur, expert în conducere defensivă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! În ce ar consta pedepsele pe care le-ați propune dumneavoastră? În primul rând, asistăm din nou la o maximă tragedie. Se întâmplă în fiecare zi pe drumurile din România, doar că aceasta este, să zic, cu un număr mare de victime în același loc. Dar în fiecare zi avem 5 morți, 25 de răniți grav și în jur de 70-80 de răniți ușor. Ceea ce înseamnă maximă tragedie, practic un război continuu. În al doilea rând, nu toți șoferii fac accidente din același motiv. Șoferii se împart în 3 categorii, cei care produc accidente. Unii care sunt începători și care nu au suficientă pregătire și fac greșeli de începător, tot la tragedii duc. Marea majoritate care fac greșeli după ce au multă experiență, după ce conduc de mult timp, dar ei cred că lor nu le se poate întâmpla, ei cred că stăpânesc mașina foarte bine, nu se face absolut nimic în acest sens, acea protecție a muncii, acele cursuri, acele orice variantă încât cel de la volan să știe la ce pericol se expune când este pe drum. Și a treia categorie, teribiliștii. Teribiliștii înseamnă cei care umblă băuți, drogați, fac liniuțe, fac curse ilegale, care merg cu viteză excesivă, care conduc agresiv. Ei, pentru această a treia categorie, într-adevăr, trebuie măsuri drastice. Nu numai când ai făcut, când ai comis-o, cum e acum. Înainte, când te prinde băut, să se anuleze permisul de conducere, să-ți confiște mașina, să faci angrei de închisoare, doar pentru că ai îndrăznit să te urci la volan sub influența drogurilor, sub influența alcoolului, sau să faci tot felul de excese, cum a făcut această șoferiță care a mers și cu 160 la oră și sub influența alcoolului. E clar că era inevitabil să se întâmple un accident. Din păcate, pentru acel grup de muncitori s-a răsfrânt totul asupra lor. Dar
trebuie văzută problema pe ansamblu. Sunt cele trei categorii de șoferi plus pietonii care sunt total needucați la noi în România. Nu se face nimic la școala primară, nu se mai face nimic în școala generală, nu se mai face nimic în liceu, nu se face nimic. Pur și simplu, pietonii sunt needucați, șoferii sunt needucați. Și avem și această categorie de teribiliști care, așa cum am spus și cum spun și alți, să zic, specialiști, este normal și cred că și opinia publică spune la fel, trebuie pedepse drastice pentru cei care fac excese. Pentru ceilalți trebuie educație. Da, este sezonul cald, s-au scumpit carburanții și trăim și într-un oraș foarte poluat. Întotdeauna autoritățile ne îndeamnă să folosim mijloacele de transport alternative. În acest context pe care l-ați descris dumneavoastră, mai are cineva curaj să se urce pe bicicletă? Aici avem o mare problemă. A apărut o nouă categorie de participanți la trafic, trotinetiștii. Da. Trotineta este strict necesară, este extraordinară din toate punctele de vedere. Este economică, rapidă, este perfectă. Doar că nu suntem educați, nici cei de pe trotinete, nici ceilalți. Adică pietonii merg pe pista de bicicletă, în loc să meargă pe unde ar trebui, adică pe trotuar. Biciclistul, trotinetistul merge pe trotuar, merge prin parc și își asumă riscuri și la acest capitol trebuie să trecem neapărat la educație. Educație din toate punctele de vedere. Pentru că românul nu știe să circule în siguranță pe stradă. Nu știe să circule în siguranță, nici vorbă. Pentru că în România nu se face nimic în școala primară. Au dispărut acele cursuri de siguranță rutieră. Pe timpuri se făceau acele patrule școlare, învățai ceva la școală despre pericolul de pe drum. Da. Acum nu se mai face nimic și nu se face nimic, nici măcar la școala de șofer nu se face cât ar trebui să se facă. Se învață să pleci de pe loc, să semnalizezi și bună ziua. Dacă ai oprit și mașina, ai oprit roata la stop, înseamnă că ești bun de șofer. Deci avem probleme mari cu educația și abia pe urmă putem vorbi de cât de mult să mă duc înspre a merge cu bicicleta, cu trotineta, a merge chiar cu motocicleta, cu scuterul, pentru că este și mai rapid și mai economic, dar într-adevăr în România este un pericol maxim. Nu există acel respect între categoriile de participanți la trafic. Vă mulțumesc, Titi Aur, expert conducere defensivă, mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mergem mai departe. Pasajul Unirii se închide începând de astăzi. Acesta va intra în reparații generale până luna septembrie. Lucrările au fost preluate de primăria sectorului 4, după ce primarii generali care s-au perindat în ultimii 30 de ani au lăsat pasajul să ajungă într-o stare jalnică. Ana Micu ne spune mai multe. Bună ziua, Ana! Bun găsit! Astăzi este ultima zi în care șoferii mai pot tranzita pasajul Unirii, până în momentul în care lucrările la acest pasaj vor fi finalizate. Mai precis, până la data de 1 septembrie, se estimează, conform celor spuse de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. În cazul acestor lucrări, vorbim despre niște lucrări de reabilitare și consolidare ce visează structura de rezistență, pentru că în cei mai bine de 34 de ani de când a fost inaugurat acest pasaj, nu s-a intervenit asupra structurii de rezistență, iar în acest moment pasajul este evaluat la un grad de risc de 4 din 5, având condiții nesatisfăcătoare pentru tot ceea ce înseamnă condiții de trafic în siguranță. Acest pasaj este tranzitat de o medie de mai bine de 60.000 de bucureșteni în fiecare zi, iar toți acești oameni care trec prin pasaj cu automoturismul personal sau prin mijloacele de transport în comun își asumă riscul de a suferi pagube materiale sau fizice din ceea ce privește riscul de a se prăbuși tenguială sau de un colaps parțial sau total al pasajului. Aceste lucrări însă nu vizează numai partea de tunel, ci se vor face lucrări și la partea de planșeu, însă aceste lucrări sunt unele mai ample și este necesară o perioadă de expertiză de 12-18 luni, pentru ca apoi să se determine pașii pe care vor fi urmați pentru a se inaugura aceste lucrări, respectiv pentru a se putea face aceste modificări. Elementele de noutate până în acest moment cu privire la partea subterană vizează un sistem de ventilație, astfel încât sănătatea șoferilor să nu mai fie afectată de poluarea din interiorul pasajului, dar, repetăm, așa cum s-a spus până acum, cel mai important lucru este factorul de siguranță și anume condiții de trafic suficient de sigure pentru șoferii care tranzitează pasajul.
Mulțumesc, Ana. Conflictul dintre Rusia și Statele Unite se adâncește. Trupele lui Vladimir Putin au desfășurat în iunie o serie de operațiuni împotriva coaliției conduse de Statele Unite în Siria, a relatat Wall Street Journal, care citează oficiali militari americani. Este ceea ce un oficial a descris drept o creștere semnificativă a provocărilor. Oficialii militari americani, potrivit raportului, sunt îngrijorați de faptul că acțiunile rusești ar putea escalada într-un conflict neplanificat între forțele americane și cele rusești din Siria. Tensiunile dintre Moldova și Washington sunt deja la cote ridicate după invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit raportului, forțele rusești au lovit miercuri Altanf, o bază militară americană unde aproximativ 200 de militari americani sunt staționați alături de luptători locali în încercarea de a suprima o reapariție a statului islamic. Raportul precizează însă că Rusia a informat SUA despre atac printr-o linie de comunicare stabilită cu mult timp în urmă, sugerând că nu a vizat trupele americane, ci a căutat să hărțuiască coaliția condusă de SUA în Siria. În ciuda faptului că nu au existat victime americane sau din coaliție, un oficial militar american a deschis operațiunea ca fiind o creștere semnificativă a provocării în această lună, se arată în raport. Coaliția efectuează raiduri și lovituri care îi vizează pe membrii grupării care desfășoară atacuri insurgente de când fostul său lider, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis într-o operațiune americană în 2019. Poliția a declarat că s-au tras focuri de armă în timpul unei altercații într-un mall din nordul Virginiei. 3 persoane au fost rănite în timp ce fugeau, deși nimeni nu a fost împușcat. Polițiștii au fost chemați la Tyson Corner Center pentru o sesizare privind focuri de armă la centrul comercial, a declarat poliția din comitatul Fairfax. Dar nu a existat o situație de atacator armat. A fost vorba despre o altercație, iar un bărbat a scos o armă și a tras, a declarat poliția. Oficialii nu au anunțat nicio arestare imediată, dar șeful poliției a declarat în cadrul unei conferințe de presă că se așteaptă să împărtășească în curând informații cu publicul despre persoanele implicate. 3 persoane au fost transportate la spitale locale cu răni primite în timp ce fugeau, dar nimeni nu a fost rănit de focuri de armă. Împușcăturile au avut loc pe o pasarelă de la etajul al doilea, iar anchetatorii au găsit dovezi care corespund unor focuri de armă și tuburi de cartușe. Detectivii analizează înregistrările video de la sute de camere din interiorul mall-ului pentru a stabili ce s-a întâmplat. Aleșii neamului românesc se fac de râs pe TikTok. Blocat pe aeroportul din Chișinău, George Simion a intrat în dialog cu o tânără originară din Congo și a încercat să o convingă că este un erou care luptă contra clasei politice din care chiar el face parte. Chiar dacă nu vorbea foarte bine română, tânăra a dat dovadă că se pricepe însă bine la logică. Un politician. Politicieni în general sunt aia care au distrus România timp de 32 de ani. Adică tu ai distrus România, nu? Nu, că eu sunt în Parlament de un an și jumate și eu îi urăsc pe politicieni. Dialogul spectaculos dintre George Simion și o tânără originară din Congo a avut loc pe TikTok în cadrul unui live inițiat de liderul AUR blocat pe aeroportul din Chișinău. Tânăra i-a mărturisit lui Simion că trăiește la București. Abia a împlinit 18 ani și vrea să meargă la vot, moment pe care liderul AUR l-a considerat oportun pentru a câștiga un nou alegător. El a încercat să-i explice tinerei de ce e diferit față de alți politicieni, dar fata l-a pus în încurcătură cu întrebările sale bine gândite, chiar dacă nu vorbea foarte bine limba română. Trebuie să ne luptăm cu ei. Adică cu voi. Da, cu politicienii. La următoarele alegeri trebuie să voteze AUR. Deci când sunt următoarele? Când votez și eu, că am făcut 18 ani. În 2024. Ai făcut 18 ani, bravo, la mulți ani. O să anunțăm când sunt alegerile. Când sunt alegeri, pui ștampila pe AUR în 2024. Sperăm în 2023, dar o să fie foarte greu. Liderul AUR se află în Republica Moldova alături de alți parlamentari români, însă nu a fost lăsat să treacă punctul vamal de la aeroport din cauza interdicției pe care o are până în 2023. Este interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, deși am fost invitat de către Parlamentul Republicii Moldova. Nu am fost lăsat, dragi prieteni, să intru în Republica Moldova. Mi s-a dat această hârtie.
ne-au zis că până pe 1 octombrie 2023 nu pot intra în Republica Moldova. Sezonul estival a început pe litoralul românesc cu mai multe schimbări. Anul acesta, hotelierii din stațiunea Mamaia au ales să mărească prețurile la cazare, la restaurante, șezlonguri și chiar și la locurile de parcare. Astfel că românii s-au reorientat către sudul litoralului, în stațiuni care au rămas accesibile pentru ei. Chiar dacă prețurile au fost majorate pe litoralul românesc, românii nu s-au lăsat intimidați și au luat cu asalt toate stațiunile turistice. Tarifele au crescut între 5-15%. Hotelierii, nu numai România, în toată lumea au încercat să majoreze tarifele la un nivel al decenței. Dacă stăm să ne gândim, costurile la utilități au crescut mult mai mult. Toate tarifele pentru vacanțe s-au mărit, în general în lume, sigur și în România, desigur și pe litoralul românesc. Anul acesta, românii care aleg să meargă în stațiunea Mamaia sunt nevoiți să scoată din buzunar cu 20% mai mult față de anul precedent. Prețurile sunt inclusiv în Mamaia Nord, Năvodari, pentru toate buzunarele, de la hoteluri foarte scumpe până la hoteluri chiar ieftine. Sunt hoteluri unde încă o noapte de cazare cu mic dejun poate să coste 150-200 de lei per cameră. Sunt și hoteluri unde un turist poate să scoată din buzunar câteva sute de euro pentru o noapte. Însă anul acesta alegerile românilor s-au schimbat. Dacă până acum stațiunea Mamaia era în topul preferințelor românilor, acum aceștia au ales să meargă în stațiunile din sudul litoralului. Prețul mediu pentru un șezlong în Mamaia este de 50 de lei pe zi, în timp ce pentru un baldachin turiștii vor trebui să plătească numai puțin de 200 de lei pe zi. În schimb, în Mangalia și 2 Mai, prețurile pentru șezlong sunt de 20 de lei pe zi. Din nou la știri, piața criptomonedelor își continuă căderea din ultimele luni. Cotația Bitcoin a ajuns sub 20.000 de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimul an și jumătate. De la începutul anului până în prezent, cotația Bitcoin a scăzut cu aproximativ 59%, în timp ce o altă criptomonedă importantă a pierdut 73% din valoare. Piața criptomonedelor este la pământ pe fondul crizei economice globale. După creșterea inflației și căderea burselor, oamenii s-au grăbit să-și vândă activele. De când Bitcoin a atins un maxim istoric în noiembrie anul trecut, aproximativ 2.000 de miliarde de dolari din valoarea criptomonedelor, mai mult de două treimi din toate criptomonedele care existau, au fost șterse, scriu jurnaliștii de la Wall Street Journal. Specialiștii spun că această scădere era de așteptat, dată fiind și creșterea uriașă din perioada pandemiei. Această prăbușire în momentul de față a venit ca un pas natural în evoluția criptomonedelor și ea nu trebuie văzută neapărat ca o prăbușire. Dacă analizăm că acum un an jumătate de la începutul pandemiei un Bitcoin valora 3.000 de dolari, acum la prețul de aproximativ 19.000 de dolari, totuși avem un profit de aproape 3 ori, deci de 7 ori. Nu trebuie văzută ca o prăbușire. Era un pas natural la o asemenea creștere să existe o corecție. De la începutul anului și până în prezent, cotația Bitcoin a scăzut cu aproximativ 59%, în timp ce o altă criptomonedă importantă, Ether, a pierdut 73% din valoare. Această scădere a fost amplificată de anumite evenimente negative care s-au întâmplat pe piața criptomonedelor, și anume două proiecte foarte importante au fost sabotate de anumiți IT din punct de vedere tehnic, referitor au exploatat niște erori tehnice din codul sursă la celor proiecte, făcând să dispară niște sume foarte mari de bani. Și atunci încrederea anumitor investitori pe moment a scăzut, este un fenomen de frică care s-a instalat și a generat o scădere din ce în ce mai mare. Monedele virtuale sunt o reprezentare digitală a valorii care nu e emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică. Nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și care poate fi transferată, stocată și tranzacționată în mod electronic. Locuitorii din Dumbrăvița, județul Brașov, sunt chemați la primul referendum pentru demiterea unui primar organizat vreodată în România. Zachiu Popa, edilul comunei, riscă să-și piardă mandatul după ce peste 1.000 de locuitori au semnat inițiativa USR Brașov de organizare a scrutinului. Motivul ține de proasta gestionare a resursei locale. În replică, primarul le cere oamenilor să nu se lase manipulați și să nu vină la urne.
Zachiu Popa se află la conducerea Comunei Dumbrăvița, din județul Brașov, de peste 16 ani. Mandatul său s-ar putea încheia după ce reprezentanții USR din județ organizează duminică primul referendum de demitere a unui edil. Aceștia spun că Zachiu Popa a gestionat iresponsabil resursele locale și nu a reușit să acumuleze fonduri. Demersurile pentru demiterea edilului au fost inițiate încă din primăvara acestui an la cerința cetățenilor care s-au săturat de ani în care primarul nu a făcut mai nimic, potrivit useriștilor. În plus, acesta mai este acuzat că primăria acordă contracte de lucrări pe bani publici unor firme de casă care lucrează scump și prost, cu câte un angajat și care nu au experiență. În speranța de a-și salva mandatul, primarul a postat un mesaj pe Facebook prin care acuză că un grup de interese comune vrea să preia controlul comunei și le cere localnicilor să nu meargă la vot. Într-adevăr, eu la momentul ăsta așa simt că duc un război cu USR-ul. E foarte simplu. Cei care au fost cu USR-ul acum un an și 7 luni, clar vor merge la vot. Cei care nu au și nu sunt de acord cu USR-ul, sfatul meu să stea acasă. 4.000 de locuitori sunt așteptați la vot în Dumbrăvița în cursul zilei de duminică. Urnele vor fi deschise începând cu ora 7, iar oamenii vor putea vota la primărie, grădinița din comună sau la școala gimnazială din satul Vlădeni. Zachiu Popa va fi demis dacă cel puțin jumătate plus 1 din numărul total al voturilor valabile exprimate vor fi pentru demitere. Scrutin cu miză uriașă în Franța, astăzi are loc al doilea tur al alegerilor legislative pe care Emmanuel Macron, președintele în exercițiu, speră să le câștige. În turul precedent, coaliția liderului de la Paris s-a clasat aproape la egalitate cu alianța principalului contracandidat Jean-Luc Mélenchon. Francezii sunt așteptați astfel la urne pentru a patra oară în ultimele 2 luni, însă acest lucru nu pare să-i bucure deloc. În primul tur de scrutin, Franța a înregistrat un nou record de absenteism. Francezii sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament. Ultimele sondaje arată că Ensemble, coaliția prezidențială, ar putea să iasă pe primul loc în urma scrutinului și să învingă astfel Alianța NUP, condusă de Jean-Luc Mélenchon, dar și partidul de extremă dreaptă Adunarea Națională a lui Marine Le Pen. Aleșii francezi se luptă pentru cele 289 de mandate parlamentare necesare pentru a obține o majoritate la Adunarea Națională, unde sunt 577 de deputați. Pentru prima dată, partidul condus de Emmanuel Macron are emoții în ceea ce privește alegerile legislative. În primul tur de duminica trecută, Ensemble s-a clasat aproape la egalitate cu NUP. 48 de milioane de francezi sunt așteptați la urne în 572 de circumscripții din stat. În primul tur, Franța a înregistrat un nou record de absentism, egal cu cel din Croația, Lituania, Polonia și România. Pe asta se bazează și Emmanuel Macron. Datele arată că tinerii francezi, care tind să se prezinte în număr scăzut la urne, sunt susținători ai coaliției de stânga NUP și ai partidului de extremă dreapta Adunarea Națională. Votul a început deja în afara Franței. Alegătorii din Saint-Pierre-et-Miquelon, un arhipelag de lângă coasta Canadei, cei din Guyana, în America de Sud și de Nord, și insulele franceze din Caraibe, Martinica, Guadeloupe, Saint-Martin și Saint-Barthélemy, și-au exprimat deja votul încă de ieri pentru a ține cont de diferența orară. Iar Shakira lansează prima piesă după despărțirea de Piqué. Melodia se anunță a fi hitul verii, potrivit presei de specialitate, și are un mesaj indirect pentru fostul iubit al cântăreței, acuzat de infidelitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează 360 Medical cu Aneta Sângiorzan, iar noi ne revedem la Top B1 la ora 14. O zi frumoasă tuturor, pe curând!